попробую ошибиться. Да, не грел. Bună ziua, celor prezenți! Mulțumesc mult colegilor din presă care au dat curs invitației noastre. Noi astăzi o să lansăm un nou serviciu de chirie trotinete a electrice. Avem cu noi prezent domnul Ion Cioban, primar general al municipiului Chișinău, și o să rog pe dumnealui să vină cu un cuvânt. Dima și toți colegii noștri. Sigur. Și Dima Al-Hatib, reprezentanta rezident PNUD Moldova în Moldova. Și viceprimarul Victor Chironda, vă rog mult. Ăștia suntem cei care vor... Da, sigur. Dima, I'd like to thank you for this opportunity. Who's first? So, you are with initiative, so you are first. I start. Okay. Yes. All right, thank you. Colleagues, Mr. Mayor, we're very pleased to be with you today for the launch of such an innovative initiative and that has the great support. And we're very proud also to have the mayor as the one of the first users of this technology, which is the e-scooters. And with this... Cine traduce? Traduc eu? I'm also pleased to note that this is also, tomorrow is Chișinău Day, so that's the city day, and what a better way than to celebrate that day by trying to use modern technology, and this is one of the signs that we are witnessing today with that. In addition, what I would like to mention on behalf of UNDP, and we are major promoters of what we call sustainable urban transport. And this is an approach that uses a multitude of transport means that are eco-friendly, that are sustainable, that are that have a lower carbon footprint. And we're happy today to see this partnership promoting and flourishing into these concrete examples. Do you want to translate them? Yeah. Stimați colegi, domnule primar, mă bucur să mă aflu astăzi aici împreună cu dumneavoastră la lansarea acestei inițiative inovatoare. Noi ne mândrim să-l avem pe domnul primar în calitate de prim utilizator al acestei tehnologii care se numește trotineta electrică. Apropo, mâine este ziua orașului, este hramul orașului Chișinău și care ar fi o modalitate mai bună de a sărbători această zi decât prin folosirea acestor tehnologii moderne. În afară de aceasta vreau să adaug că PNUD-ul este unul dintre promotorii majori ai transportului urban sustenabil. Ce înseamnă transport urban sustenabil? Înseamnă mai multe mijloace de transport care sunt prietenoase mediului, care sunt sustenabile și care practic nu au sau nu au deloc o urmă de carbon. Și ne bucurăm să vedem că aceste feluri de transport prosperă în acest caz.
All right. And I, as just confirmed by Mr. Mayor, Chișinău is rethinking now its transport network, thanks to the proactivity of the municipality, to offer people safe, efficient, and comfortable alternatives for travel, whether for public, private, bicycle, or by walking. And the current practices of strategic urban planning and development in the most advanced cities of the world are increasingly focused on the principles of sustainable mobility, what we call smart mobility, and eco-mobility, and alternative urban transport occupies an increasingly important place in the policies of development of modern urban agglomerations. Și acest lucru a fost confirmat și de către domnul primar. Acum municipalitatea regândește strategia sa de transport, având în vedere ideea oferirii orășenilor unui transport sigur, eficient, confortabil, atât în ceea ce privește folosirea bicicletelor, cât și pentru pietoni. Și vom vedea pe viitor o creștere a mobilității sustenabile, ceea ce noi mai numim mobilitate smart, sau mobilitate ecologică. Deci va fi o alternativă demnă pentru transport urban clasic. And as the climate change crisis is getting, you know, more and more intense, and there is more commitment from governments all over the world to minimizing the footprint, the carbon footprint, this comes, you know, as a perfect timing and commitment also from Moldova to advance such approaches, and this is even more needed as we are all trying to come out of this COVID crisis and to ensure that we are recovering better and greener. Și ținând cont de aceea că criza schimbărilor climatice în lume se acutizează și tot mai multe guverne din întreaga lume se angajează să reducă urma de carbon, este un moment foarte potrivit pentru Republica Moldova pentru a avansa aceste tehnologii. Eu aș zice chiar un moment perfect. Și odată ce noi încercăm să cu toții să recuperăm de pe urma crizei COVID, noi trebuie să încercăm să revenim mai buni și mai ecologici, mai verzi. And these e-scooters have been doing a major comeback in the different modernized cities. We're very happy to see Chișinău and Moldova following this example, and hopefully it will be very soon a scaled-up approach across the country. I want to thank again the municipality for the strong and solid partnership that we have, and which we are doing through our JEF Green City project. So thank you for all the collaboration, and hope we can keep up doing all of these green initiatives together. Thank you. Și aceste trotinete electrice au o revenire majoră în mai multe orașe dezvoltate în toată lumea. Și ne bucurăm că Chișinău și Republica Moldova urmează acest exemplu și sperăm că în curând această inițiativă va fi extinsă pe întregul teritoriu țării. Mulțumesc încă o dată municipalității pentru un parteneriat puternic, solid, care are loc inclusiv prin intermediul proiectului nostru GEF Green City. Vă mulțumesc foarte mult, sperăm să continuăm inițiativele bune. And happy Chișinău Day, right? Și la mulți ani Chișinău! Thank you. Eu mulțumesc mult, Dima, pentru aceste cuvinte frumoase și pentru aceste proiecte frumoase pe care le putem face împreună. Așa că eu și avem un parteneriat extraordinar cu PNUD Moldova, nu doar pe partea de aceste proiecte extraordinare, dar și multe alte proiecte foarte necesare pentru municipalitate. Yes. Dragă Dima, eu nu sunt primul. Spre mare regret trebuie să recunosc mulți alții care au fost pionieri în acest sens. Ceea ce este foarte important este că ne dăm seama foarte bine acum împreună cu toată lumea că orașul este absolut neadaptat acestor necesități.
Eu vă ziceam foarte des, vin cu bicicleta la serviciu și plec acasă cu trotineta și îndemn și colegii mei la serviciu să facă acest lucru ca să vadă de ce trebuie să investim astăzi în infrastructura pentru un transport alternativ. Nu o să vă mint dacă o să spun că pe unele porțiuni până ajung acasă pot să las două danturi de dinți pentru că trotuarele sunt neadaptate. Și asta nu mi se întâmplă doar mie, dar se întâmplă tuturor. Ceea ce este foarte bine este că noi cu adevărat avem acest angajament și nu doar prin exemplu propriu vreau ca lucrurile să se miște înainte, dar vreau să vă spun că marele proiecte de infrastructură pe care le avem, fie că este parcul la Izvor, fie că este parcul Alunelu, fie că este bulevardul Mircea cel Bătrân și aleea de pe el, fie că este bulevardul Moscovei, fie că sunt străzile noi, cum ar fi 31 august pe care urmează să lansăm, sau altele, urmează să aibă infrastructura respectivă pentru a putea da această oportunitate celor care vor să practice transport alternativ. Am zis că pentru spațiile publice, cum ar fi Albișoara sau care este în reparație, o stradă importantă din municipiul Chișinău, sau ceea ce am făcut împreună cu Berț și alți parteneri la podul de sub telecentru, că vom avea zone în care va fi exclusiv pietonală, de exemplu, o dată pe lună sau de câteva ori pe lună în toată porțiunea. Suntem în elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Chișinău, în adaptarea planului general urbanistic a municipiului Chișinău la noile realități. Suntem în regândirea a ceea ce ține concepții centrului istoric, dar și atragerea turismului și, evident, planul de mobilitate, care este parte componentă pentru toată infrastructura rutieră pietonală. Am fost foarte mult criticați când am început să instalăm aceste blocaje pentru aceste trotuare sau în partea cealaltă, dacă vedem în scoarul Teatrului Operă și Balet și pe Ștefan cel Mare sau în alte zone unde am încercat să dăm sau să redăm pietonilor spațiile lor. În același timp înțelegem foarte mult că trebuie să creăm și oportunități pentru cei care vin cu automobilul. Asta ar însemna parcări, se lucrează și în această direcție, poate mai încet decât ne-am fi dorit cu toții, dar asta nu înseamnă că, începând cu anul viitor, nu vom putea procede la lucruri practice. În planurile noastre astăzi intră și ceea ce ține de înverzirea municipiului Chișinău. Nu vreau să deschid astăzi paranteze, dar câteva zeci de mii de copaci minimum urmează să plantăm în următoarea perioadă în cadrul campaniei post-Marea Curățenie, care am avut-o acum o lună de zile. Și începând cu zilele următoare, o să vă prezentăm un plan amplu unde urmează să reabilităm spațiile zonilor verzi, parcuri, scoaruri, curțile blocurilor locuite acolo unde este posibil. O să fie o hartă interactivă unde vom invita toți locuitorii municipiului Chișinău să coparticipe. Avem un parteneriat cu Moldova în această privință. Vrem ca orașul să fie, cum ați spus dumneavoastră, cu cât se poate mai puțin CO2. Asta înseamnă mai multe spații verzi, asta înseamnă mai mult transport care elimină gaze, asta înseamnă mai mult transport alternativ, biciclete, trotinete, mai mult decât atât, că este și un transport sportiv pentru sănătate. Iar în această situație pandemică, noi nu știm cât va dura ea, este și o oportunitate de a diminua din riscurile existente. În acest sens, eu vreau să vă mulțumesc pentru aceste lucruri, dar pentru multe alte lucruri pe care le facem în cadrul proiectului Green City Lab sau în cadrul altor inițiative pe care le avem împreună. N-a mers așa cum am vrut noi pe partea de nutriție și alimentație în grădinițe, dar oricum o să luăm conceptul dumneavoastră și urmează să-l dezvoltăm. Este un proiect mare pentru grădinițele și școlile din municipiul Chișinău ca să aducem o alimentație de calitate copiilor noștri. Asta în linii mari, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru tot suportul. Este un partener cu adevărat
necesar azi și aici și proiecte care, într-adevăr, trebuie să municipiu. Iar celor care nemijlocit realizează în practică aceste parteneriate, eu cred că va fi deloc ușor la această etapă, dar pionieratul va aparține și eu sunt sigur că aceste exemple frumoase urmează să fie multiplicate de alții și tot prin exemplul nostru personal urmează să ne mobilizăm toți și să ne adaptăm la noile realități care sunt atât de necesare. Mulțumesc, domnule primar. O să rog și pe domnul Victor Chironda să vină cu un cuvânt de salut. Mulțumesc, dar la cele spuse de domnul primar pot să adaug doar că acest prim proiect reprezintă un început. Primăria Municipiului Chișinău este deschisă să inițieze mai multe astfel de parteneriate, de colaborări, de proiecte în care investițiile private să vină în spațiul public și să ofere servicii publice. Evident, cu suportul colegilor de la UNDP sau altor surse sau parteneri de dezvoltare. Noi ne propunem să dăm posibilitatea, deci să facem această mișcare de la proiectarea și dezvoltarea orașului focusată pe automobil, pe transportul motorizat, către o dezvoltare sustenabilă, bazată pe transport public, transport alternativ, mersul pe jos și alte modalități de deplasare, pentru a asigura o dezvoltare cât mai dinamică și pentru a avea un oraș cât mai vibrant, avem nevoie de viață în stradă, avem nevoie de mișcare cu viteză mică, avem nevoie de pietoni, de bicicliști, de utilizatori de trotinete electrice, de roți electrice și de altfel de transport alternativ. Din acest considerent, suntem mulțumiți și foarte bucuroși de faptul că începem acest proiect. Felicităm cei care au venit cu această inițiativă și și-au asumat acest risc. Din experiența orașelor europene știu că este un business foarte puțin profitabil și foarte riscant, dar în același timp este o chestiune care vine să ajute orașul să se regândească, să se redescopere, să se regăsească, să le ofere cetățenilor posibilități de a vedea orașul altfel. Nu în automobil parcurs cu 50-60 de km la oră, dar mergând pe jos sau mergând cu 20 de km la oră pe o trotinetă, poți să descoperi altfel orașul, să vezi detalii pe care nu le-ai văzut până acum, să observi fețele oamenilor, să observi clădirile, copacii și așa mai departe. Și așa să creezi o relație mai strânsă și mai apropiată cu orașul în care trăiești. De asta vă mulțumim foarte mult pentru acest proiect. Noi suntem deschiși să oferim și în continuare tot suportul necesar pentru astfel de proiecte și sper să avem cu timpul cât mai multe de astfel de puncte de închiriere a trotinetelor, bicicletelor, roților electrice și altor tipuri de transport alternativ. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, domnule viceprimar! Și acum cu o intervenție mai practică vine Marin Roșcovan, care o să ne povestească despre cum funcționează sistemul. Bună ziua! Ideea proiectului, de fapt, a venit, după cum au menționat și domn primar și domn viceprimar, din statele europene, inclusiv și statele din vecinitatea noastră, inclusiv în Kiev, în Minsk, în București, Clujul, există oportunitatea, există acest tip de serviciu. Cu suportul proiectului Orașul Durabil Verzi pentru Moldova am avut marele noroc să beneficiem de un grant pentru care, la care am adăugat o contribuție proprie și am cumpărat 30 de trotinete electrice. Ulterior am creat site-ul iride.md, unde utilizatorii își pot crea un cont, unde ei
completează un formular online unde prezintă careva date personale. Ulterior își suplinesc acest cont cu bani, iar în funcție de suma suplinită ai alocat un număr de minute. Cu cât mai mult timp utilizează trotineta, cu atât prețul este mai mic. Prețul variază între 1 leu și 50 de bănuți per unitate de timp, deci per minut. În continuare ne propunem să mărim parcul de trotinete în funcție de practicabilitatea acestui serviciu și interesul cetățenilor față de el, dar la fel și susținerea autorităților publice locale în procesul de urbanizare mobilă a orașului Chișinău. Vă mulțumesc frumos și vă urez mult spor tuturor! Microfonul ăsta nu mai merge. Mersi tare mult. Dacă presa are întrebări, vă rog mult. Nu vă spărați, pentru cine e întrebarea, ca să știi cine se apropie de microfon. Acum ne interesează, la Chișinău, câte puncte vor fi? Și concretizarea să meargă pe parcurs. Că dacă am luat trotineta de undeva de lângă domiciliu, da, și am mers la serviciu, eu o parchez acolo și doar timpul ăsta mi se... Da, da, acest moment mi-a ieșit. Noi nu lucrăm cu parcarea trotinetelor într-o rază anumită, noi avem puncte special destinate. La momentul dat lucrăm, avem semnate colaborări cu 4 localuri din centrul orașului Chișinău. După cum am spus, ulterior, după acest proces de educare a populației și după procesul de informare a populației de existența unor rază, ne propunem dezvoltarea unei aplicații mobile, la fel și creșterea acestui parc de trotinete. La momentul dat, odată ce tu priei, deci tu poți priei trotineta decât în unul din aceste 4 puncte de parcare și să îl lași la fel în aceste locuri. Deci, inițial, practic, vine ca o distracție, nu ca folosirea ca transport comun. Ea este inclusiv o distracție sau o metodă frumoasă de a redescoperi și a vizita orașul într-un timp eficient, după părerea mea. Este nevoie de vreun act de identitate pentru a primi? Pentru a deveni utilizator iRide, tu te înregistrezi pe site-ul iRide.md, unde îndeplinești un formular. Pentru a pentru a putea lua închiriat trotineta, este nevoie să te identifici și cu numărul tău de personal de buletin, iar persoanele care îți înmână această trotinetă verifică ca coordonatele să coincidă cu cele de pe website și persoana, utilizatorul este chiar persoana care intenționează să utilizeze trotineta. Am o întrebare către domnul primar Ion Ceban. Domnul primar? Puneți orice întrebare, da. Haideți, dacă este posibil, ținând cont de timpul și partenerii noștri, să nu deviem mult prea de la subiect. Eu sunt gata să... Nu deviem. Da. Vă întreb exact la subiect. Eu închis la economica.media. Da. Eu vreau să ne dați un reper temporal. Adică, în cât timp ar fi posibil ca orașul Chișinău, municipiul Chișinău, în general, să fie adaptat în întregime acestui gen de transport, să zicem, pentru ca să închiriezi o trotinetă la Botanica și să ajungi la Cercana. Pentru acum, da, el e posibil prin parcuri, pești prin centru, prin trotuarul care îl faceți dumneavoastră acum, dar când va fi posibil ca să fie adaptat și printr-o bicicletă și printr-o trotinetă. O întrebare extraordinară. Vreau ca să știți că începând cu anul viitor,
Pregătim un plan multianual de reabilitare a infrastructurii pietonale, rutiere. Asta înseamnă construcția de străzi noi, reparația de străzi, și trotuare, și intervenția în cursul blocurilor locuiți. Sunt mai multe feluri de a interveni în acest sens. În paralel se lucrează la concepția cu privire la planul nemijlocit de mobilitate, schema de încadrare a transportului, care este parte componentă și parte componentă a PUG-ului. Ce vom face etapizat? Vreau să cunoașteți că, începând cu Valea Trandafirilor, unde avem un pic de infrastructură, urmează să fie 31 august pus în funcțiune ca o stradă absolut nouă, cu un diferit concept, care să ne conecteze de Valea Morilor, după care Valea Morilor de Parcul Dendrariu și spațiile aferente, cum ar fi Coca, din Coca, Valea, deci Dendrariu, în Parcul Alunelu, ajungând la Parcul la Izvor, care urmează să fie cel mai sportiv, zicem noi, parc din regiune, nu doar din Republica Moldova. Cunoașteți că acum este în proces de reabilitare infrastructura acolo, inclusiv pistele pentru bicicliști, pistele pietonale. În general, în mod normal, nu ar trebui să existe pe partea de trotuar prea mult transport alternativ, dar dacă nu vom găsi alte soluții, vreau să știți că voi pune ca obiectiv și deja este fixat acest obiectiv pentru anii următori, în special anul următor. Este vorba despre reabilitarea trotuarelor integrale cu regândirea pistelor și spațiilor destinate pentru transportul alternativ, să zicem, trotinete, în unele cazuri biciclete, pe începând porțiunile de la Mircea cel Bătrân, ambele în părțile laterale ale aleii, până la Bulevardul Dacia, calea ieșilor nemijlocit Alba Iulia Creangă, care este deja intră în reparații în următoarele două săptămâni. Evident, este și conceptul despre care discutăm cu benzile dedicate în care putem să avem acest transport alternativ, cum ar fi ciclismul și trotinetele utilizate pe carosabil nemijlocit, pentru că este încă foarte nesigur să ne mișcăm cu astfel de transport prin diferite zone ale Chișinăului, anume pe carosabil, pe zonele aglomerate. Spre mare regret, și cultura oamenilor care sunt în trafic nu este cea care ar trebui să fie. Pentru că dacă ați merge într-o țară din est sau din vest, în orașele dezvoltate, ați vedea că este o stimă extraordinar de mare față de cei care practică un astfel de mijloc de transport, în detrimentul, să zicem așa, automobilului clasic. Încercăm să învățăm din mers, încercăm să ne adaptăm din mers, acest lucru este posibil după părerea mea. Domnule Cioban, unde este locul lor? Pe carosabil sau pe trotuar? Cu ce viteză și în ce măsură sunt reglementate aceste trotinete? Aceste trotinete astăzi nu sunt reglementate nici într-un fel și urmează să intervenim și pe această parte, dar aici trebuie să intervină legiuitorul în primul rând, mă refer la Parlamentul Republicii Moldova. Sperăm că odată cu febra electorală va ieși și din hibernarea asta electorală nemijlocit, mă refer la activitatea de bază a Parlamentului de a crea legi de a le aproba și le pune în aplicare. Trebuie să fie transportul alternativ reglementat, el nu este, de exemplu, trotineta astăzi practic nu este reglementată. În unele cazuri ar putea să fie atât pe carosabil cât și pe trotuar. Sunt diferite opțiuni, sunt diferite modalități, în dependență de acele proiecte care sunt nemijlocite în elaborare de către noi, vom adapta la diferite situații. Unde trotuarul este îngust, evident că nu ai ce căuta acolo cu trotineta. Unde este carosabilul cu un trafic intens, evident același lucru. Nu poți. Unde avem, ca Ștefan cel Mare, vedeți banda asta roșie care a fost planificată într-un fel, eu nu cred că este cea mai inspirată, dar dacă mergem la Bulevardul Mircea cel Bătrân pe alee, unde este banda verde de la 1,60 m până la 2,50 m, este absolut adaptat acestor necesități. Ce viteză! Și dacă se oferă și cască și echipamente de protecție împreună cu trotineta? Asta trebuie să spună colegii mei. În mod normal trebuie să existe toate măsurile de siguranță în acest sens, dar viteza depinde și de capacitatea nemijlocită a trotinetei ca atare, poate să fie la 20 la 70, astăzi sunt și 75 și 80. Pe partea de cei ce ține de riscuri și nivel de siguranță, dacă oferiți, cred că nu puteți oferi în aceste condiții, trebuie să vină persoana cu ale sale de acasă, pentru că de altfel, în primul rând, este un lucru foarte personalizat. Așa mă gândesc eu, nu știu dacă... Dacă nu vine cu ale sale de acasă, se oferă să dea închirii trotineta?
La momentul dat, da, nu avem, nu ne-am propus să procurăm căști. Întrebai de capacitatea trotinetei. Capacitatea maximă a trotinetei este de 25 de km pe oră. Din acestea. Astăzi avem trotinete care în Chișinău pot să circule cu 70. Deci aceste trotinete circulă cu maxim 25 km pe oră. În cazul în care va fi nevoie, vom procura. Deci studiem oportunitatea de a procura aceste căști, însă la momentul dat ea nu merge mai repede decât o bicicletă și bicicletă, din cât eu știu, nu este legal, obligatoriu sport această... Da, mai este un subiect că infrastructura nici nu se permite prea mare viteză să ia. Pentru cicliști, carosabil este obligatoriu ca să... Da, este obligatoriu, adevărat. Am mai vrut să adaug un moment. Noi acum, iarăși cu suportul colegilor de la Green City Lab și UNDP, elaborăm o strategie de dezvoltare a infrastructurii pentru biciclete și transport alternativ, cu implicarea experților, cu implicarea chiar a comunității bicicliștilor. Va fi finisat în curând acest document și va fi publicat pentru discuții publice, analize. Și acolo putem să ne expunem și să vedem care ar fi recomandările pe care utilizatorii, cei care folosesc aceste unități de transport, ar putea să vină să, deci, ca să setăm acest cadru, să zic, normativ și legal. Ulterior vom veni și cu demersurile necesare către Parlament și Guvern pentru a face modificările de rigoare în cadrul normativ și legislativ, pentru că întâmpinăm mari probleme atât la proiectarea, amenajarea acestei infrastructuri, pentru că avem norme și normative încă din anii 60 în vigoare, cât și întâmpinăm, sau cum să zic, viziuni diferite, oamenii înțeleg diferit această infrastructură. Cineva consideră că ea este una sportivă, cineva consideră că este una de recreere și respectiv trebuie au diferite așteptări de la acest tip de infrastructură. Vreau să știți un lucru, că peste tot în lume, în toate orașele, această infrastructură se dezvoltă. Ea nu apare din start 100% pregătită și realizată, peste tot evoluează, se adaptează la condițiile și specificul local, la mentalitatea locală, la clima locală, la condițiile topografice locale și reieșind din acest lucru trebuie să facem exact așa și la Chișinău. Nu putem prelua orbește practicile din Amsterdam, dar nici nu putem să inventăm, sau nu este nevoie să inventăm bicicleta aici, pe loc la Chișinău. De asta este un proces care va dura în timp și care va deveni din ce în ce mai bun, iarăși cu suportul și ajutorul atât a investitorilor privați, cât și a partenerilor de dezvoltare. Ok, colegi, dacă și prieteni, dacă mai sunt întrebări, am înțeles că erau întrebări pe partea de hram. Dacă interesează cineva ce facem de hramul orașului, vă apropiați și vă zicem în particular ce evenimente urmează să aibă loc mâine, unde urmează să aibă loc aceste evenimente și conform organizatorilor care este. Le mulțumim colegilor din presă pentru prezență. Cum a spus și domnul primar, dacă sunt întrebări nelegate de subiect, dumnealui este gata să vă răspundă. Noi vă mulțumim pentru prezență și o zi bună!